seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii 1-2-3 Milena împreună cu numerologul Milena Haleț. Ce mai faceți? Nu e așa că e frumos afară? Nu e așa că ați fost și ați votat la europarlamentare? Nu e așa că ați fost cu toții uimiți de rezultatele alegerilor uh, uh, și a voturilor de la europarlamentare? Nu așa că ați fost cu toții cu ochii în televizoare Apropo de um, ultimele, de recentele evenimente legate de Liviu Dragnea Vom discuta și noi despre Liviu Nicolae Dragnea pe numele lui uh, întreg Vom discuta la această emisiune, vom încerca să-l analizăm din punct de vedere numerologic Să vedem uh, cum este acest an pentru el, cum au fost lunile trecute, cum este această lună Care sunt lunile mai dificile? Din acest an pentru, pentru Liviu Dragnea Bineînțeles că nu am uitat Săptămâna trecută n-am avut timp să discutăm despre pecetea căsătoriei Am vorbit doar despre pecetea căsătoriei cu vibrație 1 și cea cu vibrație 2 Vom continua în această emisiune să discutăm despre ceea ce înseamnă pecetea căsătoriei Și despre adresa bună, numărul casei, numărul apartamentului. Și nu doar atât, vom discuta despre Edgar Casey, Memoria spirituală a materiei. Este o carte despre care eu v-am povestit de multe ori și care mie îmi place tare mult. Iată un subcapitol, schimbăm numele ca să ne schimbăm viața, analiza karmică a numelui și memoria familială inclusiv necazurile numelor de familie. Cu ce să începem? Cu ce să începem? Haideți să începem cu cele mai recente evenimente. A, ah, și să nu uităm, vom discuta despre vibrația lunii iunie a acestui an 2019, dar nu înainte de a pomeni care, sunt, care vor fi vibrațiile zilelor de 30 mai, 31 mai, Vibrațiile universale, pentru că, așa cum vă povesteam eu, există vibrații universale, cele care ne influențează pe toți și există vibrații personale care se calculează funcție de... Acestea sunt vibrații individuale și se calculează funcție de data nașterii fiecăruia dintre noi. Mai exact se calculează cifra obiectivelor, dar știu, v-am înnebunit cu această cifra obiectivelor, dar așa se numește și această cifră a obiectivelor se calculează adunând ziua nașterii cu luna nașterii, rezultatul, dacă este format din două cifre, readunându-se de atâtea ori până când se va reduce la o singură cifră. Aceea, acea cifră reprezintă cifra obiectivelor, înseamnă drumul pe care ar fi cel mai bine să mergem în viață. E un fel de semn, e un fel de punct de reper, este un fel de atenție, așa este bine. Poți face, evident, tot ceea ce dorești tu să faci, dar dacă vei face așa, îți va fi mai bine. Alcumva îți asum riscuri. Printre aceste riscuri se află inclusiv riscul, se numără inclusiv riscul de a tot avea ghinioane de-a lungul vieții, fără să înțelegi cumva de ce apar aceste ghinioane, întrucât Ție ți se pare că totul este făcut așa cum trebuie, că pașii sunt urmați exemplar, așa s-ar și putea să fie Din păcate, din nefericire faceți pașii corecți, la timpul potrivit, acționați așa cum trebuie, sunteți drăguți, sunteți cum se cade, sunteți muncitor, sunteți drăgălași sunteți insistent doar că toate acestea se întâmplă pe o cărare greșită, nu pe cea care trebuie Este e motivul pentru care de cele mai multe ori se pornesc ghinioanele peste oameni Iar ei nu înțeleg, sunt pur și simplu bulversați pentru um, um, faptul că uh, Totul în jurul lor pare a se dărâma. Bineînțeles că mai este vorba și de ceea ce înseamnă energie negativă, care adaugă și care aduce o altă energie negativă. Cu cât insistăm în starea energetică negativă, cu cât insistăm să ne gândim la rău, cu cât insistăm să dorim răul celuilalt, cu cât ne gândim cu ură la ceilalți, cu cât ne ocupăm timpul punând la cale tot felul de uh, uh, nenorociri, ba pentru ăla, ba pentru ăla, ba pentru aia, uh, ba să mă duc la baba cu tare să văd ce să-i mai fac, ba să-i mai dau un telefon să pun paie pe foc, uh, ba să mă duc să-i mai fac o plângere, ce știu eu pe unde, ca să îl rezolv, ba să mă duc să uh, vorbesc eu cu șefii lui și să-l dea afară de acolo. Oameni buni, toate acestea. Intră la capitolul energii negative cu care dumneavoastră vă veți încărca. Atâta timp cât veți fi sub acest imperiu al negativității, al răutăților, al gândurilor urâte, al dorinței de a face rău celorlalți, nu veți face altceva decât să atrageți în continuu asupra dumneavoastră tot felul de uh, lucruri urâte, tot felul de energii negative care la rândul lor se vor acumula, se vor acumula până când în cele din urmă nimeni nu va mai rezista și atunci ne vom întreba, domnule, dar de unde, dar de ce, dar nu se mai termina astea odată. Nenorocirea este că odată ce faci rău cuiva, răul acela se va întoarce împotriva ta și împotriva copiilor tăi și te vei întreba de ce nu le este bine și de ce nu le merge bine. Uite așa, pentru că altcineva nu are stare. Și nu are de gând să se potolească. Vom discuta despre vibrația personală și despre vibrația universală, mai ales a lunii iunie. Despre vibrația personală, vă voi reaminti cum se calculează vibrația personală, astfel încât dumneavoastră să vă puteți calcula singurei sau singurele acasă această vibrație. Acum vom discuta despre vibrația universală a lunii iunie, despre ziua, vibrația zilelor de 1, 2, 3 iunie, 4, 5 și 6 iunie. 6 iunie fiind joia viitoare. Despre zilele potrivite, zilele bănoase din această lună, zilele norocoase, zilele mai puțin bune, îmi place mie să spun zilele dificile, pentru că, inclusiv, aceste zile mai puțin plăcute. Pot fi cumva îmblânzite dacă înțelegem ce ar trebui să facem și dacă ne comportăm într-un anumit fel. Cu ce să începem? Să începem cu Dragnea sau să începem cu. Haideți să începem cu ziua în care s-au petrecut alegerile europarlamentare și să încercăm cumva să înțelegem. Tot ceea ce, ce s-a întâmplat. Bine, rezultatul va fi că nu vom înțelege nimic. De ce spun asta? Pentru că vibrația zilei de 26 mai a fost 7, adică vibrația universală. Revenim. Cum se calculează vibrația universală a unei zile? Adunând, calculând vibrația universală a anului 2019, care este 3, la vibrația 3 a acestui an 2019 vom adăuga luna mai. De, în această situație, care este luna A5A, a 3 plus 5, 8, iată, vibrația universală a lunii mai este 8, o lună de luptă, o lună de ambiție, o luptă în care orgoliile se bat cap în cap, o lună în care fiecare dorește să-i dea o lecție celuilalt, să-i arate el celuilalt, o lună în care teoretic se câștigă sau s-ar fi putut câștiga foarte mulți bani cu condiția, cu o singură condiție esențială, să se muncească pentru aceste. Pentru acești bani, pentru că luna, ziua, anul cu vibrație 8, înseamnă după faptă și răsplată, nu înseamnă în niciun caz pică-pară mălăiață. Această situație poate fi întâlnită în cazul lunii, zilei, anului cu vibrație 3, care înseamnă noroc. Nu 8 înseamnă organizare, disciplină, deci în această lună. Uh, oamenii în general au fost mai organizați, au fost mai disciplinați, au fost mai ambițioși, au fost uh, mai siguri pe ei, au fost mai bătăioși, uh, au fost uh, uh, mai. Uh, au cerut mai mult de la ei și de la, uh, de la ceilalți, au fost nerăbdători și uh, insistenți, uh, inclusiv uh, materialiști. Uh, și intoleranți, adeseori chiar violenți, intriganți. Să nu uităm că au putut fi momente în care noi cu toții am fi putut fi inclusiv cruzii răzbunători și rascibili. De ce spun asta? Pentru că acestea sunt caracteristicile acestei vibrații 8. Cam așa, cam așa a fost această lună din care mai sunt doar două zile iată joi 30 mai vibrație universală vibrație universală 2. Deci la vibrația universală a lunii mai care este 8, da? Adăugăm vibrația zilei care ne interesează. Eu am sărit la data de 30 mai, uitând că am pornit de la Europarlamentare, Europarlamentare care s-au desfășurat duminică 26 mai. Deci am stabilit luna mai vibrație universală 8, ziua de 26 2 plus 6, 8, da? 8 plus 8, vibrația universală a lunii mai, înseamnă 16. 1 plus 6 înseamnă 7. Iată, deci, vibrația. Universală a zilei de 26 mai, ziua în care s-au petrecut, petrecut alegerile europarlamentare, este 7. Șapte. șapte, care este vibrația misterului, șapte, care este vibrația încăpățânării, dar și a spiritualității, dar și a melancoliei. Poate că, într-adevăr, dar, dar și a visării, dar și a. Oamenii, oamenii au votat, așa îmi place mie să, să spun. Apropo de aceste alegeri europarlamentare, au votat inclusiv un vis, au votat pentru o dorință, au votat, au votat o speranță, au, uh, au votat ceva ce își doresc și au votat împotriva lucrurilor pe care nu le mai, nu le mai suportă. În această zi, cu vibrație 7. Uh, Lucrurile au fost misterioase, s-au petrecut altcumva decât s-ar fi așteptat ceilalți. Ca urmare, surpriza, și să nu uităm surpriza pe care ne-au făcut-o tuturor cei de la, cei de la USR, a fost, a fost o zi dificilă pentru mulți. A fost o zi în care am fost mai secretoși, mai încăpățânați, mai uh, ciudați uh, în schimb uh, o zi în care am înțeles ne-am înțeles mai bine noi pe noi, ne-am înțeles mai bine dorințele, am știut mai bine tot ceea ce ne dorim și am știut să facem în așa fel încât să uh, pornim spre îndeplinirea acestor, uh, acestor uh, visuri, acestor dorințe Ziua cu vibrație 7 a fost o zi în care foarte mulți au ridicat ochii către cer, cerând îndurare. Această zi cu vibrație 7, o zi în care uh, cineva de acolo de sus sau chiar de mai jos, uh, cumva, într-un mod misterios, a acționat uh, asupra noastră, asupra tuturor, aducându-ne cumva, după ce ne-a lăsat să uh, zburdăm cât am dorit noi, aducându-ne cumva pe o cărare normală, pe acea cărare pe care ar fi trebuit să ne aflăm de mult, dar pentru că uh, pare să că uh, uneori suntem lăsați să ne, să ne, jucăm, de această dată, uh, într-o zi, într-un an sau într-o lună cu vibrație 7, putem, putem fi duși împotriva dorinței noastre de cele mai multe ori pe drumul cel bun, ca să zic așa. Revenind la vibrația zilei de 30 mai 2019, această vibrație este 2. Ce putem face în această zi cu vibrație 2? În această zi cu vibrație 2 putem <coughs> porni relații de parteneriat. În această zi cu vibrație 2 vom avea treceri bruște de la o stare la alta sufletească. Când vom fi foarte bine dispuși, când totul se va preschimba brusc dintr-o vorbă, un gest, un cuvânt. Toate acestea vor avea darul de a ne schimba brutal și nefericit starea de, de, spirit. Însă reușim să fim mai prietenoși și reușim să fim mai diplomați, lucru bun. Din păcate, emotivitatea și cumva nehotărârea ne vor, ne vor împiedica să ne ducem până la capăt proiectele importante sau dacă le vom face, le vom face mai greuți cu transpirații, cu emoții, cu bătăi puternice de inimă. Vom fi chiar, așa cum am spus, ceva mai irascibil, dar este o zi perfectă pentru semnarea contractelor pentru parteneriate. Ziua de 31 mai este o zi cu vibrație. 3 este acea uh, vibrație despre care uh, mie îmi place să spun că este vibrația norocului, dar este și uh, vibrația uh, secretelor, este și vibrația uh, nervilor. Vom fi uh, cu toții uh, uh, cumva urmăriți de dorința de a fi plăcuți, de a fi iubiți, de a fi lăudați, de a fi periați, de a fi. Uh, 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 de, a, de a ni se spune cât de importanti suntem noi, cât de frumoși și cât de deștepți În momentul în care realizăm că oamenii vor trece pe lângă noi și vor uita să ne laude și vor uita să ne spună că suntem frumoși și deștepți Vom deveni triști, vom deveni apatici Să sperăm că nu se va întâmpla asta și că în această zi de următoare zi de 31 mai vom, Ne vom face complimente unul celuilalt astfel încât la serviciu, pe stradă, în familie, printre colegi Să vedem numai zâmbete și voie bună Este o zi în care putem risca pentru că norocul ne va sta aproape această zi de 31 mai cu vibrația sa universală 3 este zi în care vom fi și mai îngânfați, să nu uităm. Vom avea și toane, ne vom simți atât de importanți, dar vom avea și idei extraordinare. Vom reuși să ieșim din necazuri. Vom reuși să găsim soluții oricăror probleme. Este o zi bună pentru călătorii, este o zi bună pentru creație. Cei care uh, lucrează în cercetare vor avea uh, șansa unor uh, idei extraordinare care vor duce peste câteva zile, în Ziua cu Vibrație 7, către uh, rezultate uh, uluitoare. Uh, iunie, păi uh, dacă. Luna mai a avut o vibrație 8, luna iunie are o vibrație 9. De ce? Pentru că vibrația universală a anului 2019 este 3, pentru că luna iunie este luna 6. 6 plus 3 înseamnă 9, 9, atenție, semn de exclamare mare, mare de tot, cu roșu. Aveți grijă, aveți grijă de dumneavoastră, aveți grijă cum conduceți. Aici, la mare, totul va deveni din ce în ce mai dificil pentru că străzile se vor aglomera. Atenție la viteză, atenție la circulație, atenție la riscul care este tot mai crescut în această lună cu vibrație nouă de accidente, inclusiv accidente casnice. Atenție! Dorința noastră de a ne uh, debarasa, de a ne scutura de tot ce uh, ne apasă, de tot ce este greu, de tot ce este neplăcut, de tot ce nu mai suportăm, de tot ce este uh, uh, tot mai apăsător pentru noi. Dorința aceasta ne-ar putea uh, duce către anumite exageră, exagerări. Să avem grijă. Este foarte posibil să ne dorim de foarte mult timp să renunțăm la niște uh, relații. Să rupem niște parteneriate, să plecăm de lângă anumite persoane. Dacă acest lucru nu se, nu se petrece doar în luna iunie, și se petrecea dinainte, luna iunie este perfectă pentru a rupe relațiile, este perfectă pentru a ne îndepărta. Dar dacă această idee. Vă va veni taman în luna iunie, care este o, o lună cu uh, o astfel de vibrație care te îndeamnă să te gândești că nu mai vrei, că nu mai poți, că vrei să pleci, că vrei să rupi, că vrei să uh, te duci, că vrei să pleci alții uh, la naiba și dincolo de uh, orice alte hotare, uh, mai stai și mai așteaptă, mai stai și mai așteaptă, pentru că este posibil să fie doar influența, mai puțin plăcută a acestei vibrații nouă care se va întâmpla pe tot parcursul lunii iunie. Atenție, însă că vom fi influențați. Ce e bine să facem și ce vom fi ajutați să facem în această lună, vom putea, spre exemplu, să terminăm proiecte, să le ducem până la capăt. Asta este de bine. Ce nu este bine să facem, nu este bine să pornim pe drumuri noi nu este bine să semnăm teoretic în această lună cu vibrație nouă contracte noi atenție însă vibrația universală nouă există însă și vibrații personale dacă există vibrație universală nouă dar există o vibrație personală 3 a lunii, lunii iunie atunci trebuie să avem grijă și să ne gândim Vibrația universală nouă ne va pune cumva piedici, vibrația personală 3 ne va ajuta, ne va oferi un dram de noroc. Asta înseamnă că putem îndrăzni, putem îndrăzni atenție însă în zile care vor avea vibrații personale bune pentru dumneavoastră. Nu uit cu siguranță nu voi uita să vă amintesc la sfârșitul către sfârșitul emisiunii cum se calculează sau către sfârșitul acestor explicații cum se calculează vibrația personală pentru a vă ajuta și pe dumneavoastră și pentru a vă îndemna și pe dumneavoastră să calculați să vă calculați acasă singurei vibrația personală. Ce mai putem face în această lună iunie? Păi, spre exemplu, putem merge în călătorii. De ce? Pentru că tot pare a fi așa o lună dificilă cumva, această vibrație universală nouă a lunii iunie. Și este și mai dificilă, cu atât mai dificilă pentru cei care au o vibrație și o vibrație personală nouă. Dacă aceștia au vibrația personală nouă și vibrația universală nouă, este jala de pe lume ar trebui să aibă grijă să meargă în concedii, să se relaxeze pentru a fi feriți de marile necazuri. Oh, luna de ziua de 1 iunie pică într-o zi de sâmbătă, are o vibrație personală 1, vom fi mai puternici, vom fi mai siguri pe noi, vom fi mai orgolioși, vom fi mai bătăioși. Ei bine, în această zi s-ar putea să ne gândim, gata, am terminat-o, iau decizia, nu mai vreau să stau lângă cu tărică, plec de lângă cu în, uh, șterg acest contract, îl rup, nu mai pot. De ce? Pentru că uh, vibrația zilei de 1 iunie ne va îndemna să mergem mai departe, să mergem înainte, să ne dorim un, un drum nou. Vibrația universală a lunii iunie da, ne va îndemna să rupem. Și atunci ce facem? Vom dori să tăiem pentru a o lua de la capăt. Este o zi în general foarte bună. Ziua de 2 iunie, iată, duminică, o zi cu vibrație 2, o zi în care ne putem întâlni în familie cu prietenii, vom fi drăgălași, vom fi cum se cade, vom fi amabil. Cu un singur amendament aveți grijă dacă soacra întâmplător a pus mai mult piper în mâncare sau dacă vă întreabă lucruri mai puțin plăcute, aveți grijă să nu vă sară țandăra, ce vină are ea săraca după ce a stat și a muncit și s-a gândit o mulțime ce să vă facă de mâncare <coughs> în această zi în care mergeți la ea. Nu o certați, nu vă supărați pe ea, nu o chinuiți, este o zi în care putem avea și astfel de momente de țâfnă. În rest, este o zi extraordinară, o zi plăcută, folosiți-o. Ziua de 3 iunie este uh, luni, și are o vibrație 3. Are o vibrație 3, vibrația norocului, vibrația călătoriilor, veți avea noroc la serviciu, puteți călători, puteți afla sumedenie de, de secrete. E drept că veți fi ceva mai intoleranți, e drept că puteți face crize de gelozie, crize de gelozie pe care să zicem că nu e musai să le faceți neapărat acasă cu uh, iubita, cu soția, cu prietena, cu amanta. Crize de gelozie pot fi făcute inclusiv la serviciu. Uite-te la ăla, e un prost și jumătate și șeful i-a mărit salariu. Uh, Uite-te la aia, i-a făcut ochi dulci uh, uh, colegului meu, Da, colegul meu pe mine nu mă observă. Deci inclusiv aceste aceste lucruri, dacă vă doriți să semnați contracte, dacă vă doriți să începeți proiecte noi și nu aveți ce face, chiar dacă este o lună cu vibrație nouă, această zi este perfectă. 4 iunie, 4 iunie care am zis eu este o zi de marți. 4 iunie, vibrație 4. Ce putem face noi cel mai bine? Putem să muncim, putem să fim atenți, putem să ne ordonăm pentru că este o zi potrivită. Ce îmi doream să vă spun foarte mult și să vă atrag atenția, și de ce vă povestesc toate aceste lucruri? Pentru că, în general, este bine să folosim potențialul fiecărei zile. Adică, într-o zi cu Vibrație Universală 4, în care ideal ar fi să muncim și în care vom a putea avea și rezultate, să și vedem rezultatele muncii noastre, păi muncim. Dacă ne relaxăm într-o zi cu vibrație 4, încercăm să ne relaxăm, vom constata că nici nu vom putea să ne relaxăm liniștiți, nici nu vom putea să facem treabă și lucrurile vor ieși taman pe dos. Dacă într-o zi cu o vibrație 5, când vom fi și ceva mai aiuriți, când vom fi și ceva mai dați peste cap, vom încerca să ne organizăm și să facem bani, ne va ieși taman pe dos. De ce? Pentru că ziua cu vibrație 5 este o zi de schimbare, este o zi în care vom fi mai convingători cu ceilalți, este o zi în care ne vom dori libertate, este o zi în care ne vom dori să cheltuim bani. Păi și atunci, cum să încerci să te organizezi, să te ordonezi, cum să faci lucruri care necesită atenție la detalii într-o zi cu vibrație 5, când oricât de mult ai încercat tu. Să fii atent și să nu-ți scape nimic, cu siguranță virgula aia ar fi trebuit fi pusă două cuvinte mai încolo, pentru că în felul ăsta s-au schimbat toate datele contractului. Așa că, mare atenție, de aceea vă spun, de aceea vă explic, de aceea sunt atât, atât de importante aceste vibrații care ne guvernează, efectiv ne guvernează viața. Revim ziua de 4 iunie zi cu vibrație 4. Ce este bine să facem? Este bine să muncim. Pentru că este o zi care ne îndeamnă la muncă și atunci haideți să muncim. Este o zi în care ne organizăm. Este o zi în care suntem mai ordonați. Este o zi în care ne vom disciplina cu mai multă ușurință. Este. Într-adevăr, o zi în care vom fi mai inflexibili, o zi în care vom fi mai lipsiți de umor pentru că atunci când avem treabă, nu avem chef de glume. Este o zi, atenție, în care cei care uh, își doresc uh, să-și cumpere un imobil, să-și cumpere o mașină, să-și cumpere un tractor, o trotinetă, e foarte bine să o le cumpere. Este o zi perfectă pentru astfel de investiții. Este perfectă mai ales pentru investiții imobiliare, așa că e, e foarte bine Dacă încercați să faceți aceste investiții imobiliare într-o zi cu vibrație 5, adică pe data de 5 iunie S-ar putea să pierdeți o grămadă de bani și să vă pară rău că n-ați discutat și n-ați bătut palma cu o zi înainte cât șansele dumneavoastră de a cumpăra acel imobil ar fi fost mult, mult mai bune. Ziua de 5 iunie e zi cu vibrație 5 și pică miercuri. Și veți fi la serviciu și vom fi la serviciu. Nu avem ce face, Trebuie să mergem la serviciu, dar să ne folosim, să folosim acea parte bună a acestei vibrații, adică, aceea de a vedea, de a înțelege cum sunt oamenii, pentru că vibrația 5 ne ajută să înțelegem cum sunt oamenii, ne ajută să fim mai convingători. Deci, să folosim în această, această zi și să-i convingem pe șefii noștri, pe colegii noștri, pe viitorii noștri parteneri că noi suntem cei mai buni. Că opiniile noastre sunt extraordinare și că ar trebui să ne urmeze îndemnurile. Aceasta este partea extraordinară a acestei zile. O altă parte bună a acestei zile este legată de ușurința de a ne muta, de a ne schimba, de a alege alte noi hăinuțe, de a ne înnoi garderoba. O zi perfectă pentru cumpărături. Dacă aveți bani în buzunar și vreți să faceți cumpărături, mergeți în această zi pentru că odată aveți banii, sunt pregătiți pentru cumpărături, dar în mod special în această zi veți reuși să alegeți lucrurile cele mai frumoase și vă veți bucura cu siguranță de această zi. Dacă însă Vă veți hotărâ să mergeți la cumpărături în ziua de miercuri, 5 iunie 2019, doar să cumpărați o pâine și vă gândiți să mergeți la un supermarket, s-ar putea să ieșiți plângând de acolo. De ce? Pentru că, odată intrat în supermarket și zicând că veți cumpăra doar o pâine, dar mai treceți puțin prin zona de parfumuri și mai treceți puțin prin zona de creme și mai treceți puțin prin partea cealaltă pe la televizoare, doar să vedeți prețurile care sunt, pentru că tot vă trebuie un televizor acasă pe care îl veți cumpăra la un moment dat, când veți avea banii suficienți puși deoparte, s-ar putea ca această zi cu vibrație 5 să vă îndemne să vă mai cumpărați o cremă, chiar dacă nu aveți neapărat nevoie de ea, dar uite-o ce bună este și este la reducere, 3 lei reducere contează și am și un televizor de la mare, așa frumos, cum vă doreați dumneavoastră, care are un preț mai bun cu 200 de lei. Și s-ar putea să plecați fără bani pe card și cu un, un mic împrumut făcut la fața locului pentru a cumpăra bunurile respective deci dacă nu aveți banii pregătiți pentru cumpărături, încercați să evitați supermarketurile în ziua de miercuri 5 iunie 2019. 6 iunie 2019, vibrație 6, vom fi mai serioși, vom fi mai responsabili, vom fi mai implicați. Stați puțin că am uitat, revin la ziua de 5 iunie dacă vă doriți să mergeți la întâlniri. Pe 5 iunie să știți că este o zi perfectă, că este o zi a flirturilor, este o zi a întâlnirilor. Dacă doriți, așa, o întâlnire de o zi. Este perfect pentru că acest 5 ne îndeamnă să. ne îndeamnă către întâlniri pasagere, ca să spun așa, către relații de, de scurtă durată. Este o zi foarte, foarte bună pentru pentru așa ceva. Atenție, așa cum am spus, în această zi de 5 iunie vom fi ușor, ușor superficiali. Ziua de 6 iunie 2019, cu a sa vibrație 6, ne îndeamnă către mai multă seriozitate, către mai multă implicare, către mai multă responsabilitate, atenție risc crescut de discuții în familie. Încercați, mai ales că este, atenție, luna cu vibrație 9, zi cu vibrație 6, iar cei care au o cifra obiectivelor 9, v-am explicat ziua nașterii plus luna nașterii, ziua obiectivelor 9, întotdeauna cei care au cifra obiectivelor 9 vor avea aceeași vibrație personală, deci, vibrația personală va semăna cu vibrația universală și atunci este uh, din ce în ce mai dificil, mai ales în zilele acestea greuțe. Deci, pentru toți aceia care au o cifra obiectivelor nouă și pentru care vibrația universală este aceeași cu vibrația personală, ziua de 6 iunie 2019 este o zi dificilă. Pentru că 9 îndeamnă la rupturi de relații și 6 îndeamnă la discuții în familie. Într-o astfel de zi se pot rupe, se pot hotărâ multe cupluri să se separe, să se despartă, să rupă o relație indiferent de vechimea acestei relații. Sau în ciuda vechimii acestei, acestei relații. Haideți să ne gândim cum, cumva și să stabilim care sunt zilele bune, zilele mai puțin bune, zilele dificile din, acest, din această săptămână, cuprinsă între 30 mai și 6 iunie 2019. Zilele potrivite demarării proiectelor, începerii de proiecte sunt zilele cu vibrație 1, 10. 19 și 28 iunie. Zilele bănoase pe care n-ar trebui să le pierdeți din vedere, în care ar trebui să munciți mai mult și în care ar trebui să vă doriți să câștigați banii, să munciți pentru acești bani, sunt zilele de 8, 17 și 26 iunie. Atenție! În aceste zile însă veți fi mai bătăioși, veți fi mai nemulțumiți, veți fi mai orgolioși, veți fi mai porniți a vă lupta cu toți cei din jurul dumneavoastră, inclusiv cu dumneavoastră. Chiar dacă veți câștiga banii în aceste zile, veți fi nemulțumiți de banii pe care îi veți câștiga, indiferent cât de mulți vor fi aceștia. Zilele norocoase din luna iunie sunt zilele de 3, 12, 21 și 30 iunie. Nu uitați, zilele norocoase ale, acestei, ale lunii iunie 2019 sunt zilele de 3, 13, 21 și 30 iunie. Zilele dificile. Zilele dificile vor fi și cele cu vibrație 7, vor fi și cele cu vibrație 9. Voi avea grijă să vă povestesc de ce. Zilele dificile cu vibrație 7 vor fi în 7, 16 și 25 ale lunii iunie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nimic din planurile pe care vi le-ați făcut, dumneavoastră, nu se va petrece nimic din tot ceea ce v-ați gândit, nu se va petrece în tocmai. Așa că nu vă supărați, nu vă faceți, eventual, nu vă faceți niciun plan bătut în cuie sau, alt spus, ar trebui să aveți și planuri de rezervă: nu doar planul B, ci și planul C și planul D pentru că este o zi în care vom avea parte de surprize. Surprizele pot fi atât plăcute cât și neplăcute. Este o zi a misterului, este o zi în care vom fi mai căpoși, în care vom fi mai greu de înțeles, în care vom fi cu nasul pe sus, în care îi vom privi pe toți de sus, nu vom avea noi treabă cu ei. O zi însă în care vom înțelege importanța uh, anumitor uh, acțiuni. Importanța anumitor gesturi. Vom reuși să pătrundem înțelesuri greu de pătruns. Vom reuși cumva să întrezărim ceea ce se întâmplă dincolo de perdelele de fum aruncate de unii, împrăștiate de alții. În orice caz, este, este acestea 17 7-16 și 25 zile cu vibrație 7 din luna iunie vor fi zile în care vom fi mai, mai intuitivi, chiar dacă mai sceptici, chiar dacă mai reci, chiar dacă mai distanți. Zile dificile, alte zile dificile, 9, 18 și 27, care sunt zile cu vibrație universală 9. Aici, lună cu vibrație universală 9, aceste zile 9, 18 și 27, din nou vibrație universală 9, acest nou care deja se repetă, este tot mai periculos, sistem imunitar slăbit, parcă ceva, ceva plutește în aer, nu este în regulă. Dacă aveți norocul ca vibrația personală să vă ajute și nu să vă împiedice, dacă aveți norocul să aveți vibrații personale bune, adică 1, 2, 3... 8 în aceste zile este perfect, dar dacă vibrațiile personale în aceste zile de 9, 18, 27, care sunt cu o vibrație universală 9, vor fi 7 sau 5, este pericol. Aveți grijă, circulați cu atenție, conduceți cu atenție, nu faceți eforturi suplimentare, nu renunțați la prieteni și la parteneri dacă considerați că mai aveți ceva șanse. Nu începeți contracte, nu începeți proiecte noi în aceste zile. Cheltuieli mari, schimbări, modificări, pierderi financiare, superficialitate, dar și putere de convingere, vom avea cu toții în zilele de 5, 14 și 23 ale lunii iunie, pentru că aceste zile vor avea o vibrație universală 5. Atenție! Aceste uh, vibrații, doar în această lună cu vibrație universală 9, ziua de 5 are o vibrație universală 5. Uh, în general, ziua de 5 ale lunii iulie, să zicem, da, ziua de 5 a lunii iunie nu va avea niciodată uh, vibrația uh, universală 5. Niciodată uh, uh, decât în, ca în cazuri dintre astea în care vibrația. Universal al lunii este 9. 5 va avea vibrație 5. Ziua de 5 va avea vibrație 5, dar 5 decembrie nu va avea niciodată vibrația a zilei 5. niciun caz. Se calculează vibrația unei anumite zile se calculează funcția de vibrația universală a lunii și vibrația universală a lunii se schimbă lună de lună evident. Da? Trebuie să știți oh, mai avem puțin din emisiune Liviu Nicolae Dragnea născut la 28 a 10, 1962, este din 12 octombrie 2015, a avut din 12 octombrie 2015 funcția de președinte al Partidului Social Democrat, când a fost ales, atenție mare, sunt unii acum care se dezleagă cumva de el, dar probabil că atunci l-au votat pentru că a fost ales cu 97% din voturi. Să nu uităm asta. A fost prefect al județului Telorman la numai 34 de ani din 1996 și până în 2000. A fost președinte al Consiliului Județean Telorman din 2000 până în 2012, timp de 12 ani. A fost ministru de internă din ianuarie până în februarie 2009, ministru al dezvoltării regionale din 2012 până în 2015 și președinte al Camerei Deputaților din 2016 până în 2019 mai nou condamnat definitiv în 2019 în dosarul angajărilor fictive la DGASPC Telorman. Trei ani și șase luni. Calculăm împreună vibrația anului acesta pentru Liviu Nicolae Dragnea. Da? Cu ocazia asta înțelegem cum e cu vibrația personală și cum e cu vibrația universală. Deci într-un an cu o vibrație universală 3, care teoretic înseamnă noroc, Uh, Liviu Dragnea are un an cu o vibrație personală 5. De ce? Pentru că fiind născut la data de 28 a 10, -a, deci ziua 28, luna a 10, -a, are o cifră a obiectivelor. Pentru a calcula cifra obiectivelor adunăm ziua nașterii cu luna nașterii. Adică 28 care înseamnă 10, care înseamnă 1, 10 luna octombrie care înseamnă 1. 1 plus 1, 2, adică Cifra obiectivelor lui Liviu Dragnea, ce ar fi trebuit să-l facă el în viață pentru a-i fi bine, ar fi trebuit să fie diplomat, să fie prieten, să fie bun partener, nu să fie tiran, așa cum are el cifra zilei de naștere 1. Deci el ar fi trebuit să colaboreze permanent. Deci prima mare greșeală n-a respectat această cifra obiectivelor care însemna colaborare și nu tiranie. Da, cifra obiectivelor lui 2, această cifra obiectivelor 2, la această cifra obiectivelor 2, Adunăm vibrația universală a anului 2019, care este 3. 2 plus 3 înseamnă 5, 5 fiind vibrația personală a anului 2019 pentru Dragnea. Această vibrație înseamnă schimbare, o nouă viață, un nou început. Dragnea nu l-are deloc pe acest 5, ceea ce înseamnă că vibrația e în rău. Vom continua săptămâna viitoare la 1, 2, 3 milena discuția despre Liviu Dragnea și vom încerca să-l înțelegem din punct de vedere numerologic. O oră este prea puțin. Schimbăm numele ca să ne schimbăm viața săptămâna viitoare. Imediat după știri îl veți vedea pe Gigi Haleț la emisiunea Ce frumos e la noi cu mulțime de lucruri extraordinare și frumoase, așa cum vă obișnuit. La revedere pe săptămâna viitoare!